Salutare, dragilor! Numele meu este Georgi și astăzi vă voi prezenta o resursă pentru noi, elevii de clasa 7. Sper că sunteți pregătiți să descoperim harta succesului și să navigăm împreună spre performanță. Ce este succesul? Dicționarul ne explică succesul ca fiind o reușită, o izbândă, un rezultat bun pe care îl obținem în urma unui efort depus. Cu toții știm definiția succesului, însă nu este foarte ușor să o enunțăm. Astfel încât să se potrivească tuturor. Asta deoarece succesul are o definiție proprie pentru fiecare persoană. O definiție unică. Pentru unii oameni, succesul înseamnă bani, putere, funcții, mașini scumpe, locuințe. Pentru alții, succesul înseamnă să faci azi mai mult decât ai făcut ieri. Cunoaștere, rezultate bune la învățătură sau la locul de muncă. Recunoaștere, apreciere, ajutor oferit celorlalți. Oameni de succes găsim atât în orașele mari, cât și în cele mai mici îndepărtate sate, în vârful muntelui sau care pescuiesc toată ziua și sunt mulțumiți cu succesul lor. Indiferent pe care alegem să-l întrebăm ce înseamnă pentru el succesul, este puțin probabil să găsim două răspunsuri la fel. Obținerea succesului depinde de scopurile și de obiectivele pe care vi le propuneți. Cu alte cuvinte, depinde de ce vreți să faceți și cât de departe vă propuneți să ajungeți. Puteți spune că ați avut succes atunci când ați reușit să faceți ceva mai mult decât faceți de obicei. Ați rezolvat corect o problemă grea la geometrie? Sau poate? Hmm, 10 probleme de fizică? Ați gătit singur o rețetă nouă? Ați ajutat doi colegi să se împace după o ceartă? Ați pictat singur un tablou? Opa, următorul Picasso se pregătește de debut? Ați terminat la timp testul la română? Ați fost apreciat pentru proiectul prezentat la engleză? Sau, hei, poate ați reușit să faceți toate exercițiile la ora de sport? Wow, eu aș considera asta un mare succes! Sau ați reușit să-i convingeți pe părinți să vă cumpere ceva ce v-ați dorit foarte tare. Voi sunteți cei care stabiliți dacă rezultatul obținut la finalul unei activități reprezintă sau nu un succes pentru voi. Pentru voi, ce înseamnă succesul? Amintiți-vă ultimul succes avut și notați-l în caiete. Cine sau ce v-a sprijinit, încurajat să obțineți acel succes? Au fost părinții, bunicii, frații sau surorile, profesorii, prietenii, colegii, cărțile citite sau oamenii pe care îi admirați pentru succesul lor? Care au fost resursele personale care v-au ajutat? Poate a fost vorba despre abilitățile și aptitudinile voastre, nivelul de cunoștințe, răbdarea, perseverența, voința, motivația, încrederea în sine sau chiar atenția? Ce obstacole ați întâmpinat în calea succesului vostru? Timpul alocat, termenele prea scurte, lipsa de concentrare, atitudinea negativă, frica de eșec, amânarea? Cum le-ați depășit? Ați acordat mai mult sau mai puțin timp? Ați respectat termenele? V-ați concentrat mai bine? Ați avut o atitudine pozitivă sau ați avut încredere că puteți? Acum e rândul vostru să prezentați și colegilor succesul la care v-ați gândit, precizând răspunsurile notate în caiet. Știați că în strânsă legătură cu succesul putem întâlni performanța? Performanța este un rezultat deosebit pe care îl obținem într-un domeniu de activitate, într-o competiție. De exemplu, poate fi o performanță să ajungem de la nota 5 la nota 7 sau de la 7 la 9, să obținem o notă bună la un test pentru care ne-am pregătit mult timp, să obținem un premiu la un concurs, nu neapărat premiul cel mare, să doborăm un record, să obținem rezultate deosebite într-o activitate pe care am desfășurat-o. În drumul nostru spre performanță putem avea uneori condiții favorabile pentru succes, vreme bună, Alte ori ne putem lovi de obstacole, de furtuni și de vreme rea, de eșec. Ține minte că, uneori, eșecul ne poate mobiliza, ne poate ambiționa pentru a obține performanțe mai târziu. Voi ce performanțe ați obținut? Eu am ajuns la concluzia că, pentru a avea succes și a obține performanțe, este important să avem o motivație puternică, să știm ce vrem, adică să avem scopuri bine definite, să știm ce trebuie să facem pentru a ne atinge scopurile, de să ne stabilim obiective detaliate. În plus, este de dorit să avem încredere că putem reuși, chiar dacă uneori avem nevoie să apelăm la ajutorul altor persoane, profesori, părinți sau alți colegi. Să fim perseverenți, adică să ne străduim din ce în ce mai mult, să ținem cârma drept. Să muncim constant, să avem răbdare și să nu ne lăsăm descurajați de obstacolele pe care le putem întâlni în calea noastră. Pentru următoarea oră, vă propun să căutăm informații despre o persoană de succes din țară sau din străinătate care a obținut performanțe într-un domeniu de interes pentru noi. Cum ar fi? Sport, artă, medicină, literatură, informatică, muzică, tehnologie sau orice alt domeniu. Vom prezenta colegilor povestea de succes a persoanei respective. Cum a ajuns la performanță? Cine sau ce a sprijinit-o și încurajat-o? Care au fost resursele personale care au ajutat-o? Ce obstacole a întâmpinat și cum le-a depășit? Mult succes!